I-am pus și mâncarea lui Alexia pentru micul dejun la grădiniță. I-am pus două felii de portocală, două căpșuni, acolo niște cărniță, ardei, roșii și castraveți. Și asta va mânca ea în dimineața aceasta la grădii. Vă salut, dragilor! N-am apucat azi deloc să vorbesc cu voi și nici nu prea am filmat mult. Am filmat foarte, foarte puțin azi. Deși ceasul e 3 după amiază. Eu am filmat extrem, extrem de puțin. Acum strâng jucăriile, pentru că Adelina a împrăștiat toate jucăriile astea mărunțele pe jos. Și m-am gândit să vorbesc un pic cu voi, în ce le strâng, după aia nu mai apuc. De dimineață am fost la unghii și la pensat. Vă arăt eu unghiile mele, nu te vede. Am fost la unghii la 8:30, am plecat de acasă. Și am stat până la 10:30. După aia am venit acasă. M-am apucat să fac niște, am făcut niște copănele la cuptor. Am strâns prin bucătărie. După aia au venit niște prieteni la o cafea, am mai stat cu ei de vorbă și a trecut ziua. Cosmin a plecat la lucru. Iar eu m-am apucat să mai strâng pe aici prin casă. Am decălcat două perdele să le pun la geam. La geamul ăsta nu am perdeau, am luat-o ieri să o spăl. Voi pune alta în loc. Și la dormitor la noi. Tot așa am spălat-o, cred că la altă ieri și n-am apucat nici acum n-am apucat să o pun la loc. Toată ziua treabă. Toată ziua. Dar nu se vede absolut nimic în urma mea. Absolut nimic nu se vede. Așa și la voi? Acum Adelina doarme. Alexia stă, o vine și ea de la grădiniță. Și cam asta e viața noastră. Tot așa, tot așa. No, am venit un pic mai aproape. Apare destul de călduț, dar na, ieri a fost mult mai cald decât astăzi. Acum au început să iasă soarele, până acum nu prea au fost soare. Making up for everything we ever made.
Yeah, there's something about your sweet smiles just different this time. So baby, lean in like you mean it. Put your lips on mine. We don't gotta stay friends forever. We could cross that line together. Find love, baby, never say never. After all this time, I just want... S-a făcut seara. Eu am făcut curățenie în sufragerie. Am făcut curățenie în generală. În dormitor am făcut ieri. Astăzi am terminat, am pus perdeaua și am șters pe jos. Și în camera mică am făcut, dar trebuie să mă duc chiar să strâng jucăriile. Am călcat toate perdelele și le-am pus înapoi la geam. Mâine mai am de făcut în baie. Tot așa, o curățenie mai generală. Și după aia am bucătărie, dar nu știu dacă mai apuc săptămâna asta în bucătărie, pentru că duminică e ziua Adelinei. Și trebuie să fac și pentru ziua ei, mâine vineri, o sâmbătă trebuie să fac mâncare, mâine mai am la dispoziție să fac curățenie, că după aia nu mă pot apuca de curățenie pentru că trebuie să fac mâncare sâmbătă. Dar mă bucur că am terminat în 3 camere. Ceasul e 9 aproape. Adelina doarme, Alexia încă se uită un pic la desene. Am fost cam ocupată astăzi și n-am putut să filmez prea multe, dar o să continui și mâine. Am filmat așa câteva secvențe în timp ce făceam curățenie, dar n-am filmat prea mult pentru că mi-am pus muzică pe telefon și am ascultat muzică. Când îmi pun muzică, parcă merge treaba mai repede. Am făcut câteva schimbări în sufragerie, o să vă arăt imediat. Eu când fac curățenie generală trebuie să schimb ceva prin casă neapărat, că altfel parcă n-am făcut curățenii, mai ales în sufragerie. În dormitor nu prea am ce schimba, pentru că înainte schimbam patul, puneam pe cealălalt perete, dar acum am televizorul fixat pe perete și nu mai pot să fac absolut nicio schimbare. Doar în sufragerie am făcut. Am mutat canapeaua și masa și am schimbat perdeaua. Am pus perdeaua de la dormitor, am pus-o aici la sufragerie și cea de la sufragerie am pus-o la dormitor. Aici perdelele curate, miros atât de bine ale nor. Acolo am pus masa unde era canapeaua, iar aici unde era masa am pus canapeaua. Parcă e mai frumos așa. Bine, până mă obișnuiesc, după ce mă obișnuiesc, le schimb înapoi. Acolo am pus căunelul Alexiei, floare acolo la geam. Aici am șters mobila. Nu, aici la mobilă nu am schimbat absolut nimic. Doar am șters. Am șters pe jos. Covorul l-am periat. Miroase foarte bine. Da, și cam așa se prezintă sufrageria acum. Mă duc să aprind lumânările alea parfumate. Să fie așa o atmosferă mai plăcută. Aici am lalele. Tot timpul când merg la magazin îmi cumpăr lalele. De data asta le-am cumpărat mov. Aici e Alexia, care stă cu fundul în sus. Ce faci? Ce faci acolo? Adelina doarme cu păpușa, neapărat cu păpușa, că altfel nu se poate. Ce faci, Ale? Stai cu fundul în sus? Stai cu fundul în sus? Stai frumos! Aici perdeaua de la sufragerie am pus-o și îmi place mai mult acum cum stă cu perdeaua. E un pic mai scurtă și se potrivește cu astea din noapte, pentru că și astea sunt un pic cam scurte. Acolo am adus noptiera, era în camera mică, am adus-o aici la pat ca să fie amândouă. Mașinuța am pus-o aici pentru că nu mai am loc unde să o pun. Am să scot congelatorul ăla într-o zi pe balcon, nu vreau să-l mai văd acolo. Și mă bucur că am reușit să fac, mai ales în dulapuri, că era un dezastru. Și în dulap la fete am făcut. Și am sortat hainele. Acum mă duc să dau cu aspiratorul pe hol. Și mai am niște vase de spălat, să le spăl. Și trebuie să pregătesc mâncare pentru Cosmin când vine. Am să fac niște cordon bleu cu... ouă, cred. Ceva foarte, foarte rapid, pentru că, na, e târziu și nu mai am timp să gătesc. Dacă astăzi m-am ocupat de curățenie, nu am avut timp de mâncare. Așa că am să fac cordon bleu cu ouă.
Sprâncenile mele le-am pensat astăzi și le-am vopsit, de asta sunt atât de negri, dar se duce în 2-3 zile, nu mai sunt așa. Și unghiile French le-am făcut. Mă duc la treabă. Mă duc la treabă că târziu și după aia nu mai pot să dau cu aspiratorul. Se face prea, prea târziu. Alexia nu vrea să doarmă. Cum stă părul? E 10:30 sau 11:20. Ea nu vrea să doarmă. Nu mai pot sta după ea. Mi-am luat hainele, mă duc să fac duș. Cât timp adormeam, stins televizorul și am lăsat-o acolo în pat. Cred că va dormi până la urmă. Eu intru acum la baie să fac duș și după aia gata. Am terminat. Am ieșit de la baie. Aici am pregătit lui Alexia haine de schimb pentru grădiniță. I-am pus două perechi de pantaloni, două bluzițe și două tricouri. Auleu! Îi le pun în sacul ăsta de plastic și le leg de ghiozdanel. Gata! Eu le dau mâine dimineață la șofer. Mâine am să-i pun și mâncarea în ghiozdan. I-am pus în caserolă, dar mâine dimineață eu pun în ghiozdanel. Eu mi-am făcut baie și pe păr. Mi-am spălat și părul. Nu l-am mai uscat cu uscătorul. Îl las așa, să usuc el imediat. Până mă culc, e uscat. Îl mai flutur așa de câteva ori și e foarte subțire să usucăm repede. Aici casca lui Cosmin și casca lui Andrei. N-am unde să le pun în altă parte, le țin aici la ușă. Mâncarea e gata, le-am pregătit-o lui Cosmin și lui Andrei. Le-am făcut ouă și cordon bleu, acolo am copt pâine, am copt-o cam tare. Am uitat de ea în cuptor. A dormit și Alexia într-un final. E 11:20. Nu știu ce a avut în seara asta, că nu a vrut să doarmă până la ora asta. Sper mâine dimineață să fie ok când mă trezesc să o trimit la grădiniță, să nu fie mofturoasă. Mi-a dat bine Cosmin în 20 de minute. Cam asta fac eu în fiecare seară. Bine că n-am filmat chiar tot. N-am filmat când am pregătit fetele, când am dat medicamentul, le-am dat de mâncare. Dar după ce adorm fetele, de obicei fac duș și stau în pat. Îl aștept pe Cosmin, vine Cosmin, mai vin aici la bucătărie cu el, mănâncă, mai stăm de vorbă. Dacă avem de completat ceva foi pentru grădiniță sau ceva, le completăm, semnăm. După aia mai stăm în pat așa și adormim. Pe la 1:30, cam așa ne culcăm noi. În fiecare seară. Pe la 1. Dacă mă culc la 1 e bun, pe la 1:30. Și dimineața la 7 fără mă trezesc. L-am trimis pe Cosmin în dimineața asta la magazin să-mi cumpere pentru tort. Trebuie să-i fac tort lui Adelina. Doamna care ni făcea nouă torturi e plecată în România, în concediu. La cofetărie în oraș nu am ajuns ca să dau comandă. Cosmin a fost non-stop plecat la lucru. Și nu am putut să dau comandă de un tort. Așa că mă apuc eu să-l fac. Nu știu cum o să-mi iasă. Habar nu am. Dar eu cred și sper că o să iasă ceva bun. Cât de cât. Am luat căpșuni. Am luat așa două caserole de căpșuni. Am să fac tort cu fructe și ciocolată. Aici am muri. Muri pentru ornat, cred. Nu știu, nici nu știu cum o să-l ornez. Habar n-am. Aici au luat două cutiuțe așa de fructe congelate pentru cremă.
3 cutiuțe de smeură. Smeura am să o pun înăuntru, în tort. Așa. Aici pâine o luat. Asta nu e pentru tort, o luat ca să mâncăm noi. Așa. 2 de mascarpone. Aici au luat niște... I-am spus ea gelatină, dar asta nu e gelatină. Și după aia s-a uitat el mai bine și a găsit... După aia s-a uitat mai bine și a găsit și gelatină. Aici smântână pentru frișcă o luat. Câte o luat? 2, 3. Cinci. Îmi trebuie foarte multă smântână pentru frișcă. E, dacă mai rămâne, nu-i problemă, că folosesc la altceva. Cât are asta? Cât gramaj are? 30. Și într-un final au găsit gelatină. Asta e gelatină, e foițe. Și asta e granuli. Eu granuli îmi trebuie. Pe asta am să o folosesc. Și din astea au luat 2. Așa. Încă una de afini. Ciocolată. O luat așa, Milka, ciocolată cu lapte. 3. Două cofraje de ouă. Pentru blat, am să fac eu blatul, nu-l mai cumpăr, că e mult mai gustos. Zahăr vanilat. Esență de vanilie. Aici o luat un borcan de cârnați. Am făcut eu mâncărică de cartofi cu cârnați, la 2 borcane, am folosit doar unul. Iar aici niște ciocolată Milka cu Oreo. I-am spus să-mi ia biscuiți Oreo, nu au găsit. Mi-a luat ciocolată Milka cu Oreo. Am să văd dacă mai folosesc sau nu. Încă una de esență de vanilie. Astea o să le folosesc eu pentru tort. Mâine am să fac tortul. Vă salut din nou! Astăzi este sâmbătă și mă apuc să fac pregătirile pentru ziua Adelinei. Prima și prima dată am să fac blaturile pentru tort, că trebuie să stea să răcească. Imediat mă apuc să fac blaturile. 2 blaturi am să fac, unul de cacao și unul simplu, cum spun, de vanilie. Astăzi trebuie să mai fac șnițele, piftele, salată, beof. Mâine am să fac friptură, tortul, ceva aperitivi și cam atât. Alexia, bineînțeles că este răcită. Ea de fiecare dată când e ziua la cineva răcește. Dacă e ziua mea răcește, dacă e ziua lui Cosmin răcește, dacă e ziua ei răcește, acum e ziua lui Adelina. Surpriză! Aseară am văzut că dă semne de răceală și acum strănută îi sar lumânările. E destul de răcită. Sper totuși să nu facă febră. Dacă nu faci febră, e totul bine. Da. Nu mai stau la vorbă, mă duc să mă apuc de treabă, că e deja 10. Până acum am schimbat fetele, m-am pregătit și eu, m-am spălat, m-am schimbat, am dat medicamentul, iar acum mă duc să mă apuc de treabă.
Am făcut și blatul de cacao. La blatul de cacao, în loc de 75 g de făină, am pus 55 g de făină și 20 g de cacao. Am amestecat și acum aștept să coacă primul blat, apoi îl adaug pe ăsta, îl coc și pe ăsta și încep cu cremele. Am mulți ani, prințesa lui Tăticu! Bă, dar e cam mare! Te iubesc, tot. Îți place? Hai, hopa! Să vezi că nu vreau să... Hopa! Ține-te de coare! Pune mâna aici! Pune picioarele aici, bine! Acolo, așa? Așa, tati! Aaaa! Dar nu caz! Aaaa! Ce cum arată tati la fetiță! Mamă, nu-i mare! Ce faci, mami? Tort fac. Ale unde? Pe pat. De mă duc și mă uit pe aia așa, în încălță. Ale, ce faci? Ce l-o... Ai bicicletă? Da. Uite, ai și casca acolo jos. Da. E cadou, cadou de ziua ta. Asta e de ziua ta, tati, că a făcut fetița 3 ani. Păi ce-a cumpărat tati la fate? Nu numai tati, are și Didi. Da. Da. Opa! Probă, nu-i mică? Nu-i mică. Ai la spate, dai drumul și... Pune picioarele pe astea, tati, aici trebuie să ții picioarele, și ăla. Acolo, așa, tata. Pedalează. Dar nu știi, trebuie să înveți. Dai picioare, așa, tati, așa. Așa. Hai, dai. Trebuie să te înveți. Scumpa lui tata. Oh-oh. Îți place? Îți place, Didi? Trebuie să ai cam strâmbă aici. E faină, Didi? Nu avea la asta, normal, știi? Mm-hmm. Ce-ai acolo, claxon? Mm? Uite, frâna. Aici ai frână. Aia era mai faină, doar când avea apărături. Pe asta cum funcționează? Ah, wow! De-am nu? Lați-vă la o parte că vine Didi. Era mai faină, nu era mai faină gri, că parcă era pentru băieța aia gri. Gri cu roz era. Îți place, tati? Uite, are și tati. Didi? Numai mame cu Ale nu are. Dragilor, eu tocmai așa am ajuns acasă de la magazin. Am fost la niște cumpărături, la... ce unde am fost. Și am cumpărat lui Adelina niște haine, pentru că o primi bani de la cumnatul meu, de la Andrei. O primi bani și m-am dus și am cumpărat eu haine, că el nu știa ce haine se cumpere. Am fost la Rossmann și am scos niște... Nu, am scos niște fotografii. Îmi trebuie și pentru tot și am mai scos două fotografii cu noi. Da. Și am luat și două rame. Iar Cosmin a fost la... cumpărături alimentare. Cumpărăturile alimentare nu o să vi le arăt, pentru că nu prea mai am timp și na. Dar o să vă arăt hainele, ce le-am cumpărat și ce am mai cumpărat pentru ziua lui Adelina. Acum am pus fiarbă pentru salata Beauf, să fac salata Beauf. Am făcut tortul. Nu am mai filmat, pentru că eram... Nu le scoate, că le umflăm de seară. Eram atât de stresată cu tortul ăsta. Extraordinar de stresat am fost. Nici nu știu dacă o să iasă. Cam așa arată tortul. Înainte să pun cremă pe deasupra. Eu zic că arată destul de bine. S-au întărit cremele. Le-am lăsat la frigider câteva ore bune. Acum aici am făcut o cremă din mascarpone, smântână pentru frișcă și zahăr pudră. Am să-l îmbrac. Apoi am să lipesc... Mini-mouse pe el. Să vedem ce o să iasă. Gata tortul. L-am terminat într-un final. M-am apucat de el de la 10 azi dimineață și acum e 7:30 seara. Bine că o stat la frigider câteva ore. Dar mi-a luat foarte mult timp să-l fac. Dar chiar îmi place cum a ieșit. Am decupat bulinele. Mini-mouse. Bine, nu ești el foarte perfect pe margini, dar pentru prima dată e bine așa.